Garanția pe care mulți psihologi sau speaker motivaționali ți-o oferă este că pe măsură ce privești mai mult în interiorul tău și te iubești pe tine, cu atât mai mult îi poți iubi pe cei din jurul tău. Un articol despre iubirea de sine exprima această idee în felul următor. Îi tratăm pe ceilalți în același mod în care ne tratăm pe noi. Dacă sunt nesigur de valoarea mea, atunci voi fi nesigur și de valoarea celorlalți. În societatea contemporană, lipsa iubirii de sine este privită ca rădăcina multor probleme, de la depresie până la agresiune. Dar pe cât de atrăgătoare ar putea fi această idee a iubirii de sine, pe atât de dăunătoare este. Haideți să definim ce înseamnă iubirea de sine. Consider că este esențial să clarificăm acest lucru, deoarece lucrăm cu un concept ambigu pe care fiecare dintre noi îl definim după bunul nostru plac. Conceptul la care fac referire atunci când spun iubirea de sine este cel pe care îl întâlnim cel mai adesea în societate, în social media, în Hollywood, chiar și în unele biserici. Iubirea de sine reprezintă prioritizarea sinelui, adică cauți să te accepți și să te iubești pe tine într-un mod mai profund. Cauți să te eliberezi de gânduri negative, de vină, de nesiguranță, de anxietate, de jenă. Iubirea de sine este văzută ca fiind cheia iubirii față de cei din jur și, de asemenea, față de Dumnezeu. Pentru că atât timp cât există vreo nemulțumire față de tine însuți, ești incapabil să iubești pe ceilalți, nu? Nu. Prima problemă a iubirii de sine este că acest sine este păcătos. Acest eu este, vai de el. Dacă am privit cu ochii limpezi ceea ce este cu adevărat în noi, nu ne-ar plăcea. Sau cel puțin, nu ar trebui să ne placă. Putem să vedem manifestările păcatului în toate aspectele vieții noastre. Biblia ne spune că toți suntem păcătoși. Promisiunea filozofiei acestui concept de iubire a sinelui este aceea că dacă te uiți în interiorul tău și cumva descoperi o cale să iubești ceea ce găsești acolo, vei găsi pace. Dar din cauza stării noastre păcătoase, nu putem să găsim satisfacție sau pace în noi înșine. Deci, promisiunea acestui concept sau minciuna acestui concept? Filozofia acestei idei de iubire a sinelui se bazează pe ideea că omul este fundamental bun, se naște bun. Și atunci când iubirea de sine nu funcționează și suntem dezamăgiți de noi înșine, ar trebui să înțelegem că pur și simplu suntem orbi. Nu putem vedea cât de minunați suntem noi. Dar adevărul este că această strădanie de a ne iubi pe noi înșine ne lasă nemulțumiți și, în general, este un eșec. Iubirea de sine este una dintre cele mai înalte forme de autoînșelare, deoarece ne împiedică să vedem cine suntem cu adevărat și ne creează o iluzie sau, mai bine spus, un anestezic pentru boala noastră fundamentală, păcatul. De aceea, iubirea de sine este distrugătoare, pentru că prin acest anestezic, boala poate să se extindă în continuare în ființa noastră, fără să ne dăm seama, până aduce în final moarte. Acest concept secular al iubirii de sine nu numai că te lasă nesatisfăcut, ci te poate lăsa chiar departe de Dumnezeu. Dacă respingi semnalele de alarmă venite din partea conștiinței, vei ajunge să le consideri ca fiind doar o lipsă acceptării de sine. Astfel, riști să consideri avertismentele pline de har ale lui Dumnezeu ca fiind atacuri venite din partea lui Satana. Atunci când faci lucrul acesta, uiți diferența crucială dintre invitația lui Hristos de a veni la El așa cum ești și invitația greșită a iubirii de sine de a rămâne așa cum ești. Într-adevăr, Hristos ne oferă o dragoste adevărată, ne primește așa cum suntem, dar în același timp, El ne cheamă să ne schimbăm, să renunțăm la vechiul mod de a trăi, să ne lepădăm de noi înșine, să ne înnoim mintea. Dumnezeu nu vrea ca noi să ne acceptăm mai ușor sinele, ci dorește ca noi să fim sfinți. Iar acest adevăr al faptului că Dumnezeu dorește să fim schimbați, să fim înnoiți, poate să fie subliminat
subminat atunci când răspunsul oferit sentimentelor de vinovăție este chemarea de a te iubi pe tine mai mult. Dumnezeu ne spune adevărul despre noi, dar iubirea de sine vrea să ne anestezieze față de acest adevăr. Bun, am înțeles că iubirea de sine este distrugătoare, dar ce spune mai exact Biblia? În a doua epistolă către Timotei, în al treilea capitol, în primele 5 versete, citim că în zilele din urmă oamenii vor fi iubitori de sine decât iubitori de Dumnezeu. Și într-adevăr, iubirea de sine poate să ocupe locul cuvenit lui Dumnezeu din inimile noastre. Poate că te-ai luptat cu o vinovăție zdrobitoare, care părea de neclintit, iar singura modalitate pe care ai găsit-o de a scăpa de acest sentiment a fost iubirea și acceptarea de sine. Cu toate acestea, alinarea temporară pe care am putea o simți prin iubirea de sine va aduce doar o povară din ce în ce mai mare, pentru că problema noastră, păcatul, va continua să-și adâncească rădăcinile în noi. Singura iubire care ar putea să ne scape de problema noastră este cea a lui Hristos. Suntem iubiți și acceptați nu pentru că noi suntem buni, nu pentru că noi merităm, ci pentru că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Doar atunci când acceptăm realitatea răscumpărării, putem găsi libertatea de a privi spre exterior, spre cei din jur. Când privirea noastră este îndreptată spre noi înșine, de fapt atunci noi putem iubi pe cei din jurul nostru și nu îl putem iubi pe Dumnezeu. Întrebarea este aceasta. Te iubești pe tine suficient de mult încât să nu mai negi faptul că păcatele și greșelile tale sunt probleme reale? Te iubești suficient de mult încât să accepți adevărata rezolvare a problemei vieții tale, adică jertfa lui Hristos? În Evanghelia după Ioan, în primul capitol, în versetul 29, se spune că Ioan Botezătorul a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dacă acestei lumi ar păsa cu adevărat să ne ajute să ne rezolvăm problemele, ar predica Evanghelia. Doar vestea bună a lui Hristos oferă adevărata împlinire. Doar dragostea lui Hristos ne oferă capacitatea de a iubi pe cei din jurul nostru. Mesajul Evangheliei este un mesaj al eliberării de eforturile noastre de a ne iubi pe noi. Și ne oferă adevărata împlinire care nu vine din interiorul nostru păcătos, ci din afara lui, prin jertfa lui Iisus Hristos. Acesta este adevărul pur și simplu.